Constructorul Solness de Henrik Ibsen. Traducere de Sidonia Drăgușanu și Maria Alice Botez. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov. O încăpere scundă și slab luminată ce ține loc de sală de desen pentru salariații constructorului Solness. Printre planșete și vrafuri de foi de calc ce zac pretutindeni în neorânduială, se distinge profilul bătrânului Knut Brovik. Stă plecat deasupra unei mese și cercetează un plan. Alături, fiul său, Ragnar, face niște calcule. În fundul camerii, tânăra contabilă a constructorului Solness, Kaja Fosli, înregistrează atentă niște hârtii. Tată! Tată! Ce ai? Ți-e rău? Nu. În curând nu voi mai putea rezista. Ți-e într-adevăr atât de rău în seara asta, unchiule? Oh, am impresia, cu fiecare zi care trece, că starea mea se înrăutățește. Ar fi bine să te duci acasă, tată. Să încerci să dormi puțin. Să zac în pat. Asta vrei? Să mă sufoc de-a binele, nu? Atunci plimbă-te puțin. Da, plimbă-te. Merg și eu cu tine. Nu. Nu plec până nu vine el. În seara asta vreau să-i spăvesc o dată pentru totdeauna cu el, cu patronul. O, nu, unchiule, nu-ți pierde răbdarea. Mai așteaptă. Da, tată, e bine să mai aștepți. Oh, nu prea mai am eu vreme de așteptat. Îl aud jos la scară. Bună ziua. Ce scrii dumneavoastră acolo, domnișoară? În registrul ăsta? Nimic, de fapt. Lasă-mă să văd și eu, domnișoară. Kaja. Da? De ce, de câte ori vin eu, îți scoți ochelarii? Fiindcă are treu cu ei, mă urățesc. Și nu vrei să fii niciodată urâtă ca aia? Pentru nimic în lume. Niciodată în ochii dumitale. Biata fată, micuță ca aia. Mai încet, să nu te audă. A fost cineva pe aici care a întrebat de mine? Da, tânăra pereche. Vrea să-și construiască o vilă afară, la Lefstrand. Ea pot să mai aștepte. Nici mie nu-mi este destul de clar planul. Sunt grozav de dornici să vadă schițele da, cât mai curând. Da, da, firește. Vor totul deodată. Așa sunt toți. Fiindcă, așa spuneau, dorința lor cea mai mare este să se poată muta odată în propriul lor cămin. Bineînțeles, Brovik, cunosc asta. Vor să aibă ceva locuibil. De fapt, un simplu refugiu, dar nu un cămin. Spune-le, te rog, Brovik, spune-le să se adreseze unui alt constructor. Unui alt? Vreți să refuzați lucrarea? Da. Dacă este vorba să clădești, numai ca să clădești, de altfel nici nu știu încă bine cine sunt oamenii ăștia. Sunt oameni destul de bine situați. Nu vreau să am nimic a face cu oameni străini pe care nu-i cunosc. Îmi permiteți să vă spun câteva cuvinte? Cu plăcere. Kaja, trebuie să te rog dincolo. Și tu, Ragnar. Unchiule, dar... Hai, fată, fă cum îți spun. Și închide ușa în urma ta. Da. Hai. Nu vreau să știe cât de prost sau lucrurile cu mine. Da, într-adevăr. În ultimul timp arăți destul de rău. Cu mine se sfârșește curând. Puterile mă părăsesc de la o zi la alta. Da, despre Ragnar este vorba. Ce o să se întâmple cu el? Ce va deveni? Firește, fiul dumneavoastră poate rămâne aici la mine câtă vreme va voi. Tocmai asta nu vrea. S-ar părea că nici nu mai poate. După părerea mea, primește un salariu destul de bun. Totuși, dacă pretinde mai mult, nu mă voi împotrivi. Nu, despre asta este vorba. Trebuie să aibă și el odată posibilitatea să lucreze pe cont propriu.
Credeți că Ragnar are calitățile necesare pentru asta? Am impresia că temeinic, la drept vorbind, nu a învățat nimic. Oh. Exceptând desenul. Nici dumneavoastră nu m-ați uluit cu meseria pe care ați reușit să o învățați. Atunci, pe vremea când erați la serviciu cu mine. Dar ați știut să vă săltați și să vă ridicați corabia la suprafață. Și mi-ați luat și mie și multor altora vântul care ne umfla pânzele. Vedeți, așa s-au rânduit lucrurile pentru mine, domnule Brovic. Aici aveți dreptate. Toate mi s-au supus. Dar nu se poate să vă rab de inima, să mă vedeți murind, fără să știu dacă Ragnar al meu este sau nu capabil și cât este de capabil. Și apoi aș fi bucuros să-i văd căsătoriți înainte de a mă duce. Ea dorește? Nu atât ca aia. Ragnar vorbește zilnic despre asta. Trebuie să-i dați posibilitatea să-și încerce puterile într-o lucrare pe care s-o facă el. În care să muncească independent. Trebuie să văd ceva realizat de băiatul meu, auzi? Da, va să zică așa. Halvar Solness trebuie acum să se retragă, să facă loc celor mai tineri. Poate chiar celor tineri de toți, nu? Să facă loc! Domnul Dumnezeu, dar este destul loc și pentru mai mulți, nu numai pentru unul singur. Chiar atât de mult loc încât să prisosească nu este, dar să admitem că este așa cum spuneți. Eu vă declar însă că nu mă voi retrage niciodată, din fața nimănui. Nu voi ceda nimănui locul, niciodată de bunăvoie, niciodată și pentru nimic în lume. Nu voi face asta. Vă să zic că trebuie să părăsesc viața fără nicio certitudine, fără bucurii, fără credință și fără încredere în Ragnar, fără a vedea o singură realizare a lui. Așa trebuie să mor. Înțelege, nu pot altfel. Nu pot. Ragnar! Da? Fii bun, te rog. Acum poți să-l conduci pe tatăl dumitale până acasă. Ce e, tată? Ia-mă de braț. Și acum să mergem. Da, bine. Îmbracă-te și tu, Gaia. Da. Domnișoara Fosli să mai rămână. Numai câteva clipe. Are înscris o scrisoare. Noapte bună. Somn ușor, dacă-l mai poți avea. Noapte bună. E vreo scrisoare de scris? Nu. Bineînțeles, nu-i niciuna. Caia. Da? Ce vreți de la mine? Dumitale trebuie să-ți mulțumesc pentru tot ce s-a petrecut. Nu, vă rog să mă credeți că nu. Dar să te căsătorești cu dumnealui, asta vrei, nu? Ragnar și cu mine suntem logodiți de 4 sau 5 ani, așa? Așa că sunteți de părere că lucrurile trebuie să aibă un sfârșit, nu este așa? Ragnar și unchiul spun că trebuie să mă căsătoresc, așa că mă supun. Caia, în fond, nu ții și dumneata puțin la Ragnar? A fost o vreme când țineam mult la Ragnar, înainte să vin la dumneavoastră. Și acum nu mai ții deloc la el, absolut deloc? Doar știți prea bine, acum țin numai la unul, la nimeni altcineva pe lume și niciodată nu voi mai putea ține la un altul. Da, așa spui și totuși pleci de lângă mine și mă lași singur aici cu toate buclucurile astea pe cap. Dar nu s-ar putea să rămân totuși mai departe, chiar dacă Ragnar... Nu. Asta nu merge, absolut deloc. Dacă Ragnar pleacă și se apucă de lucru pe cont propriu, va avea desigur și el nevoie de dumneata. Dar nu cred că am să mă pot despărți de dumneata. Mi se pare imposibil. Atunci ai grijă și fă pe Ragnar să renunțe la ideile acelea ale lui atât de stupide. Mărită-te cu el cât poftești. Da, vreau să spun, fă așa fel încât să rămână la mine unde are un post bun. Și în felul ăsta te pot păstra și pe dumneata, dragă Caia. Ar fi extraordinar
dacă s-ar putea aranja. Fiindcă știi, nu pot trăi fără dumneata, trebuie să te am mereu lângă mine, tot timpul, zi de zi. Cât de bun ești cu mine, mi-ai spus de bun și de drăguț. Te rog, mi se pare său de venit cineva. Halvat? Ah, tu erai Halim. Recunosc că am venit la un moment nepotrivit. Absolut deloc. Domnișoara Fosli nu are de scris decât o scurtă scrisoare. Da. Ce vroiai de la mine, Alin? Voiam mai să-ți spun că doctorul Herdal se află la noi. Poate vii și tu, Halva. Da, dar vrea neapărat doctorul să-mi vorbească? A venit să-mi facă o vizită și ar dori cu ocazia asta să te salute și pe tine. Da, mincitui. Atunci, rogă-l să mai aștepte puțin. Numai să nu uiți, Halva. O, Doamne, sigur că doamna gândește ceva rău despre mine. Oh, nu, nici vorbă. În tot cazul, nu mai rău decât de obicei. Oricum însă, e mai bine să pleci, Caia. Da, sigur, acum trebuie să plec. Și rezolvă așa cum vreau eu și lucrul acela de care am mai vorbit neapărat. Dar, bineînțeles că, în primul rând, pe tine te vreau, înainte de toate, pe tine, Caia. Și tocmai de aceea trebuie să-l convingi pe Ragnar să rămână în acest post. Caia, unde sunt desenele lui? Aici. Da, da, m-aș putea totuși uita prin ele. Oh, în sfârșit, ce bine. Pentru tine, Caia dragă. Halvat, da. Nu-l mai pot reține, da, pe doctor. Atenție, da, intrați. Poftiți, domnule doctor. Bună seara. Bună seara, doctore. Ați terminat scrisoarea aceea, domnișoară? Scrisoarea... A fost una foarte scurtă. Într-adevăr, trebuie să fi fost foarte scurtă. Poți pleca, domnișoară Fosli, și mâine dimineață la lucru. Desigur. Noapte bună, doamnă. Noapte bună. Cred că ești foarte mulțumit, Halvard, că o ai aici pe această domnișoară. Da, da, în adevăr sunt. E capabilă, se descurcă perfect în toate. Așa se pare. Chiar și în probleme de contabilitate? Oh, în acești 2 ani a avut ocazia să-și însușească o bună practică. Și afară de asta e binevoitoare și gata să facă orice îi se cere. Trebuie să fie o mare plăcere să... Da, este. Mai ales când nu prea ai fost obișnuit cu așa ceva. Cum poți spune una ca asta, Halvard? Nu, drag Alin. Alin, îți cer iertare. N-ai de ce. Așadar, domnule doctor, vă așteptăm mai târziu să luați o ceașcă de ceai cu noi, da? Mă întorc de dată ce-mi termin vizita la bolnavii. Bine, mei. Mulțumesc. Sunteți grăbit, domnule doctor? Nu, deloc. Atunci... putem sta puțin de vorbă. Cu multă plăcere. Luați loc. Da. Vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Doctore, spuneți-mi, n-ați remarcat nimic deosebit la Alin? Cum dracu să nu fi remarcat? Ar fi fost și greu să nu-mi dau seama că soția dumitale... Ce este? Că nu-i face o deosebită plăcere prezența unei alte femei zi de zi în preajma dumneavoastră. Nu fi având ea vreun temei, oricât de neînsemnat, care să justifice această antipatie fără rezerve? Niciul. În afară de propria ei bănuială. Știu că ați cunoscut diferite femei în viața dumneavoastră. Da, am cunoscut. Și-mi pare destul de îndeaproape pe unele. Și asta este adevărat. Dar cu această domnișoară Fosli, nu-i va să zică absolut nimic la mijloc? Nu, absolut nimic. În ceea ce mă privește. Dar în ceea ce o privește pe ea? Mi se pare, dragă doctore, că la întrebarea asta nu am dreptul să vă răspund. Doctore Herdal, vă voi istorisi o poveste ciudată. Ascult cu plăcere povești ciudate. Bine, vă amintiți probabil că i-am angajat la mine pe Knut Brovnik și pe fiul său,
Atunci când bătrânul se afla într-o situație proastă. A, cunosc oarecum problema. De fapt, vedeți, amândoi sunt băieți harnici, cu calități, fiecare în felul lui. Pe urmă, fiul n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să se logodească. Natural, urmează să se căsătorească și să se apuce apoi de construcții pe cont propriu. Cam la asemenea lucruri se gândesc tinerii aceștia. Da, obiceiul ăsta prost de a dori să se căsătorească. Ei, dar asta nu-mi convine mie și nu-mi servește, fiindcă la rândul meu am și eu nevoie de Ragnar. Și de bătrân. Este extraordinar de abil la calcularea rezistenței materialelor. Dar Ragnar vrea cu tot din adinsul să lucreze pe cont propriu. E hotărât și nimic nu-l poate convinge să renunțe. Și totuși a rămas mai departe la dumneavoastră. Da. Într-o zi a venit aici Caia Fosli să discute ceva cu Ragnar. Nu mai fusese niciodată aici. Când am văzut cât de îngrozitori de îndrăgostiți sunt unul de celălalt, m-a fulgerat, uite. Dacă aș putea o aduce și pe ea să lucreze aici, la mine, atunci poate ar rămâne și Ragnar. Poate că n-ar mai pleca. O idee cât se poate de înțeleaptă. Da, dar în clipa aceea n-am suflat niciun cuvânt despre ce gândeam. Stăteam doar și mă uitam la ea și îmi doream puternic să o am aici. Pe urmă am schimbat cu ea câteva cuvinte amabile despre lucruri cu totul indiferente și după aceea a plecat. Și? Dar iată că a doua zi, către seară, după ce Ragnar și bătrânul plecaseră acasă, iată că mă pomenesc din nou cu ea aici. Că și cum eu și cu dânsa am avut o învoială noastră. O învoială? În legătură cu ce? Exact. În legătură cu acel lucru pe care mi-l dorisem aici cu o zi înainte, dar despre care pur și simplu nu scosesem nici măcar o singură vorbă. Foarte ciudat. Nu-i așa? Și acum voia să știe care ar fi atribuțiile ei aici, ce ar avea de făcut și dacă n-ar putea începe chiar din dimineața următoare. Și altele de asemenea. Nu credeți că a făcut-o numai pentru a fi împreună cu iubitul ei? La început, așa mi-am închipuit și eu. Dar nu era așa. De el s-a înstrăinat cu totul chiar de îndată ce a venit să lucreze aici, la mine. Prin urmare, a alunecat spre dumneavoastră. Da, cu totul. Dar cu timpul, înțelegeți, a devenit îngrozitor de greu pentru mine. De dimineața până seara, zi de zi, trebuie să mă prefac ca și cum și eu. Oh, și apoi păcat de ea, sărmana. Dar altfel nu se poate, pentru că dacă pleacă ea de la mine, pleacă și Ragnar. Și nu i-ați explicat soții dumneavoastră cum stau lucrurile? Nu. De ce? Pentru că am impresia că mi-aplic singur o dreaptă și binefăcătoare pedeapsă prin acest supliciu, lăsându-mă nedreptățit de Alin. Dumnezeu mi-e martor dacă pot pricepe un singur cuvânt. Vedeți, dumneavoastră, este întocmai ca și când mi s-ar scădea câte puțin dintr-o mare, dintr-o fără margini de mare datoria mea. Față de soția dumneavoastră? Da. Și asta ușurează întotdeauna conștiința. Poți răsufla mai liber un timp. Mă înțelegeți? Sau dacă pricep măcar o vorbă. Și acum, destul să nu mai vorbim de asta. Hei, doctore, se pare că m-ați făcut să alunec serios pe panta destăinuirilor. Să alunecați? Dar n-am reușit să pricep nimic din destăinuirile dumneavoastră, domnule Solnes. Spuneți mai degrabă că nu v-au interesat deloc. Altceva vă interesează, am remarcat. Ce ați remarcat? Stați aici, comod,
și mă ține sub observație. Eu vă țin sub observație? Sfinte Dumnezeule, dar în ce scop aș face-o? Fiindcă și dumneavoastră credeți despre mine același lucru pe care îl crede Alin. Și ce credea despre dumneavoastră? De la un timp a început să creadă, cum să spun, că aș fi bolnav. Bolnav? Dumneavoastră? Nu mi-a spus nimic. Și ce aveți? Ce vă supără, dragă domnule? Alin crede că sunt nebun. Da, asta crede. Dragă, dar iubite, domnule Solnes. Știu, ea așa crede și părerea ei a devenit și a dumneavoastră, domnule doctor. N-am nicio îndoială în privința asta. Niciodată, domnule Solnes, niciodată nu mi-a trecut prin minte gândul ăsta. Serios? Într-adevăr, nu? Niciodată. Și cu siguranță nici soției dumneavoastră. Atunci vă închipuiți probabil că sunt un om extraordinar de fericit. Să fie oare asta numai o închipuire? Da, nici vorbă. Gândiți-vă să fii constructorul Solnes. Alvar Solnes, Doamne Dumnezeule, sigur, da, sunt fericit. Părerea mea este că ați avut un noroc cu totul neobișnuit. Da, din acest punct de vedere, nu mă pot plânge. Mai întâi pentru că arsa cea veche și urâtă cetățuie de tâlhari a fost desigur un mare noroc. Ceea ce a ars până în temelii a fost casa părintească a Linii. Asta vă rog să nu uitați. Sigur, pentru soția dumneavoastră trebuie să fi fost o mare durere. Da, peste care nu a putut trece nici până în ziua de azi. Sunt 12, 13 ani de atunci și totuși... Ceea ce s-a întâmplat pe aceea, vorbesc de moartea celor doi copii, a fost cu siguranță pentru ea cea mai grea lovitură. Și prima și cealaltă la fel de grele. Dar dumneavoastră personal, ați făcut un salt imens. Ați început ca băiat sărac de la țară, iar acum vă aflați în fruntea celor din breasla dumneavoastră. Da, domnule Solnes, norocul a fost într-adevăr de partea dumneavoastră. Da, dar tocmai asta mă face să mă spăimânt atât de îngrozitor. Să vă înspăimântați? Că aveți atâta noroc? Și acum, ca și înainte, teamă, o teamă cumplită, fiindcă vă închipuiți odată și odată, va veni momentul în care mi se va da lovitura pe la spate, mortală. Ha, prostii, cine să vă lovească? Tineretul. Ei, tineretul, doar nu vă închipuiți că o să vă arunce la lada cu vechituri. Poziția dumneavoastră este mai sigură astăzi decât oricând. Sunteți de neclintit ca un zid de cetate. Nu. Se apropie clipa. O intuiesc, o simt cum se apropie. Ba unul, ba altul. Încep să-ți pretindă, retrage de în loc. Apoi, năvălesc toți ceilalți. Fă loc. Da, ține minte, doctore, într-o bună zi, o să mă pomenesc cu tineretul aici, bătându-mi la ușă. Și în clipa aceea s-a sfârșit cu constructorul Solnes. Ce-a fost asta? Bate cineva la ușă. Da, intră. Bună seara. Îmi vine să cred că nu mă mai recunoașteți. Nu, mărturisesc în orice caz pentru moment. Dar eu vă recunosc, domnișoară. Dumneavoastră sunteți. Da, eu sunt. Ne-am întâlnit în vara asta sus pe munte, la o cabană. Vă rog, asta seara ați sosit în oraș? Da, chiar în clipa asta. Singură? Nu vă însoțește nimeni, domnișoară Vangel? Nimeni. Vangel. Vă numiți Vangel? Chiar așa mă cheamă. Atunci, poate că... Sunteți fiica medicului de district, de sus, de la Alexander. Da, cui fiică gândiți că aș putea fi? În acest caz, ne-am mai întâlnit acolo, sus.
În vara în care am construit un turn la biserica cea veche. Da, atunci. A trecut multă vreme de atunci. Exact 10 ani. Da, da, sigur că pe vremea aceea erați un copil. Un copil de vreo 12-13 ani în tot cazul. Pentru prima oară vă aflați în orașul nostru, domnul Michel Langel. Da, da, cam așa. Sfârșit, probabil că nu cunoașteți pe nimeni aici. Pe nimeni, afară de dumneavoastră. Da, și de soția dumneavoastră. Așa vă să zic că o cunoașteți și pe dânsa? Da, destul de aproximativ. Am fost câteva zile împreună la sanatoriu. Acolo, sus. Da, mi-a spus că îmi permite să o vizitez dacă mă abat vreodată prin oraș. Dar nici nu era nevoie să-mi spună, fiindcă oricum veneam. Mir, nu mi-a vorbit niciodată. Așa că v-aș ruga, dacă mă îngăduiți, să rămân aici peste noapte. Cu multă plăcere. Altă îmbrăcăminte n-am decât cei pe mine. Ah, da, mai am în rucsac un rând de schimburi. Vă rog, numai o clipă să o anunț și pe soția mea. Între timp îmi voi vizita bolnavii. Da, da, foarte bine, doctore. După aceea vă reîntoarceți. Da, puteți fi absolut siguri. În orice caz, previziunea dumneavoastră, domnule Solness, a fost cât se poate de exactă. Cum adică? Tineretul a venit totuși la ciocanii la ușă. Da, firește, dar în alt fel de chip. Nu ca pe îndoială. La revedere, la revedere. La revedere, la revedere. O clipă. Alin? Da? Vrei să fii drăguță să fii încoace? Este aici o domnișoară Langel pe care o cunoști. Cine ziceai că a venit? Domnișoară Langel. Bună ta era, domnișoară. Va să zic că totuși ai venit în oraș. Domnișoară Langel a susit chiar acum și ar dori să rămână aici peste noapte. Aici? La noi? Da, da, cu plăcere. Mă voi îngriji de odaie ca să fie cât mai plăcută și confortabilă. Alin? Da? N-am putea folosi una dintre odăile copiilor. Sunt doar gata aranjate. Ba da. Luați loc și odihniți-vă puțin. Dumneavoastră aveți mai multe odăi pentru copii? În casa asta sunt 3 odăi pentru copii. Cum așa? Înseamnă că aveți cu siguranță o droaie de copii. Nu avem niciun copil. Dar pentru un timp ați putea fi dumneavoastră copilul nostru. Da, timp de o noapte. N-am să țin și am să încerc să dorm ca un buștean. Da, închipui, sunteți desigur foarte obosită. Da, nici de cum. Cu toate astea e grozav de plăcut să stai așa întinsă și să visezi. Da, visați deseori noaptea? A, da, aproape întotdeauna. Și ce visați de cele mai multe ori? Nu vă voi spune chiar în seara asta. Altă dată poate. Domnule constructor. Da. Oare dumneavoastră v-ați pierdut memoria? Memoria? Memoria, după cât știu, nu. Și nu vreți deloc să vorbim despre cele petrecute acolo, sus? Ah, la Lisanger. Mi se pare că nu avem prea multe de vorbit despre atunci. Cum puteți spune una ca asta? Vorbește în dumneata despre acele timpuri. După ce turnul a fost terminat, s-a dat în sat o mare serbare. Ziua aceea. Da, ziua aceea n-am să o uit. Nu? Drăguț din partea dumneavoastră. Poate. Cântam muzica în piața bisericii și erau sute de oameni. Noi, școlărițele, eram îmbrăcate în alb și aveam fiecare cât un steguleț. Da, multe stegulețe. De stegulețe mi-aduc foarte bine aminte. Dumneavoastră v-ați urcat drept în sus pe schelă, până sus de tot. Și în mână aveați o coroană mare pe care ați atârnat-o în vârful moriști de vânt. Da, așa obișnuiam să fac pe atunci. Ah, i-o dat în veche. A fost atât de extraordinar, de pasionant să stai acolo jos și să privești în sus spre dumneavoastră. Gândiți-vă numai dacă s-ar fi întâmplat să cadă. El, chiar el, constructorul. Da, s-ar fi putut foarte bine întâmpla. Domnișoară Langel, de unde știai dumneata cu atâta siguranță că mie nu mi-era... Nu, o simțeam lăuntric. Alminteri, n-ați fi stat acolo sus cântând. Am cântat eu? Da,
noapte, sigur. În viața mea n-am cântat nicio singură notă. Da, da, atunci ați cântat. Se auzeau parcă harfe în văzduh. Oh, este ceva ciudat în povestea asta. Dar abia după aceea a urmat ceea ce a fost mai important. Mai important? Da, despre asta sunt sigură că nu-i nevoie să vă mai amintesc. Ba da, ajută-mă, te rog să-mi amintesc. Cum chiar nu vă mai amintiți că a fost un banchet în cinstea dumneavoastră la club? Da, 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 trebuie să fi fost în aceeași după-amiază, pentru că a doua zi am și plecat. Iar de la club ați fost poftit la noi acasă, la o serată. Așa a fost, domnișoară Vangel, este remarcabil cât de bine s-au întipărit în mintea dumitale toate fleacurile astea. Fleacuri? Dar știți că sunteți grozav? Și asta a fost un fleac, că am rămas singură cu dumneavoastră în odaie atunci când ați sosit? O să zic că dumneata erai. Ați spus că sunt încântătoare în rochia mea albă și că arăt ca o mică prințesă. Am spus, desigur. Și era adevărat, domnișoară Vangel. Fiindcă mă simțeam în ziua aceea atât de eliberat, de ușurat. Și ați mai spus că atunci când voi fi mare, voi deveni prințesa dumneavoastră. Te uit, am mai spus-o și pe asta. Sigur. Și atunci când v-am întrebat cât timp voi avea de așteptat, mi-ați răspuns că veți reveni peste 10 ani ca un zmeu și că mă veți răpi în Spania sau nu mai știu unde și mi-ați promis că acolo îmi veți cumpăra o împărăție. Da, după o masă bună nu te mai uiți chiar atât de îndeaproape la bani. Și într-adevăr le-am spus eu toate astea. Da, și după aceea... Dar Dumnezeu, ce-am mai făcut după aceea? Bine, dar atât ar mai lipsi să fi uitat și urmarea. Pentru că un astfel de lucru, după câte știu eu, probabil că nu trebuie să se uite. Da, da, dar dă-mi un indiciu. M-ați luat și m-ați sărutat, constructorii Solnes. Eu? Am făcut eu asta? Da, ați făcut-o. M-ați luat în brațe, mi-ați răsturnat capul pe spate și m-ați sărutat. Nu. De multe ori. Nu. Vedeți că am reușit până la urmă să vă fac să vă aduceți aminte. Nici n-ar fi fost posibil să uit așa ceva. Oh, dumneavoastră, îmi închipui câte femei trebuie să fi sărutat în viață. Nu, asta nu trebuie să o crezi despre mine, domnișoară Vangel. Da. Și cum a mai fost? Ce s-a întâmplat în continuare între noi? În continuare? N-a mai fost nimic. Știți prea bine că au venit ceilalți oaspeți și ne-am dus cu toții exact, la masă. Exact, exact. Știu eu. Asemenea lucruri nu se uită. Nu, așa mi se pare și mie. Sau poate ați uitat și în ce zi s-a petrecut. În ce zi? În urmă cu 10 ani. La 19 septembrie. Oh, ia te uită. Dumneata, ți-amintești și asta. Stai o clipă. Da. Azi suntem tot în 19 septembrie. Da, suntem în 19 septembrie. Astăzi s-au împlinit exact 10 ani. Iar dumneavoastră n-ați venit, așa cum mi-ați făgăduit. Ei bine, atunci a fost doar o joacă. Cum? Cum ați vrut să mă păcăliți? Ei, poate să glumesc. Martor mie cerul, dacă mai amintesc ceva, dar trebuie să fi fost ceva. Erai un copil atunci. Poate că nu eram chiar atât de copil cum vă închipuiți. Nu eram chiar atât de necoaptă cum credeți. De ce ai venit aici, domnișoară Vangel? Ca să-mi iau în stăpânire împărăția. S-a împlinit termenul. Nu, vorbim serios acum. De ce ai venit? Mai întâi vreau să merg peste tot și să văd ce ai construit. Oh, o să ai atunci destul de mult de alergat. Însă, acum îmi construiesc o casă nouă, aici, în apropiere. Pentru dumneata personal? Da, e aproape gata. Și deasupra ei va fi un turn. Un turn înalt? Da. Vreau să văd turnul numai decât mâine dimineață, cât mai devreme. Da, spune-mi, domnișoară Vangel, da. Cum te numești? Hilde. Hilde.
minte. Așa. Nici asta nu-ți mai amintești. Chiar dumneata personal m-ai numit Hilde în ziua aceea când te-ai purtat cum nu trebuie. Din fericire, ai venit într-un moment foarte potrivit aici, tocmai foarte acum. Foarte potrivit? Da, fiindcă eram singur, privind neajutorat în jurul meu. Domnișoară Vangel, ți-am pregătit o taie. Totul e în ordine. Cât de drăguțe sunteți cu mine. O daie pentru copii, nu? Da, cea din mijloc. Dar mai întâi să mergem la masă. Hilde va dormi în odaia copiilor. Hilde? A, da, pe domnișoară Vangel o cheamă Hilde. Am cunoscut-o când era încă un copil. Da? Ce spui, Alvard? Poftiți. Totul e pregătit. E adevărat ceea ce mi-ai spus? Pot să-ți fiu vreun fel de folos? Am nevoie de dumneata. Ești ceea ce am simțit până la suferință când lipsești. Lume minunată! Cum? Iată că mi-am dobândit totuși împărăția. Hilde! Aproape mi-am dobândit-o. Voiam să spun. Frământat de gânduri, constructorul Solne se trezea a doua zi mai devreme ca de obicei. Începu să umble prin casă fără niciun scop și în cele din urmă își găsi refugiu într-un fotoliu din salonașul elegant mobilat. Rămase acolo multă vreme, până când într-un târziu, doamna Solnes intră tăcută în salonaș și începu să ude florile. Trezit parcă dintr-un vis ciudat, constructorul Solnes, căutându-și de lucru, luă mapa cu planurile lui Ragnar Brovik și începu să le răsfoiască indiferent. Caia, dumneata erai? Da. Vreau numai să știți că am venit. Da. Da, bine, e și Ragnar aici? A, nu, nu, încă nu. A trebuit să mai rămână puțin acasă, să aștepte doctorul. Da. Dar vine el după aceea și o să-i spun că ați întrebat de el. Cum îi mai merge bătrânului? Rău. Vă roagă foarte mult să-l scuzați, dar este nevoit să rămână și astăzi în pat. Toată ziua. Foarte bine, numai să stea liniștit. Acum, Caia, poți să-ți vezi de lucru. Da. Dumnezeu știe dacă nu va muri și el. Cum? Și el? Și cine încă? Da, da, Halvard. Acum o să moară și bătrânul Brovik. Hai să vezi? Dragă Alin, n-ar fi bine să ieși, să te plimbi puțin? Da, de fapt ar trebui să ies. Mai doarme încă? Te preocupă, domnișoara Vangel? Mi-a venit întâmplător în minte. Domnișoara Vangel s-a sculat de mult. Când am intrat la ea în odaie, tocmai ești spacheta lucrurile. Vezi, Alin, tot am găsit o întrebuințare pentru una din odăile copiilor. Da, am găsit. Și parcă este mai bine să nu stea chiar toate pustii. Acest pustiu este într-adevăr îngrozitor. Din acest punct de vedere ai dreptate. Bine, da, Alin, de acum înainte totul va fi mai bine pentru noi, mult mai plăcut. Totul va fi mai ușor, mai ales pentru tine. De acum înainte? Da, crede-mă, crede-mă, Alin. Vrei să zici, fiindcă ea a venit aici? Vreau să spun, bineînțeles, după ce ne vom muta în casa noastră, cea nouă, vei vedea ce bine te vei simți în casa cea nouă. Doamne, mai poate fi bine pentru mine? Atunci, pentru Dumnezeu, de ce am mai construit-o, ai putea să-mi spui? Nu! La întrebarea asta să-ți răspund singur.
până și în cele mai nevinovate cuvinte pe care le spun, descoperă o intenție răutăcioasă, ascunsă. Tu spui asta? De mine? Eu fac asta? Dar nu-i deloc de mirare, Alin. Când în casă ai a face cu un bolnav. Bolnav? Ești bolnav, Alba? La fel înșelați amândoi. Tu, la fel ca și doctorul. Nu am absolut nimic. În fond, nu-mi lipsește nimic. Dar atunci ce se întâmplă cu tine? Se întâmplă că de multe ori sunt gata să mă prăbușesc sub grozitoarea povară a datoriilor. Datorii? Dar tu nu datorezi nimic nimănui. Da, ba da, am o imensă datorie și o imensă obligație față de tine, față de tine. Datorie față de mine, Harvard? În primul rând, față atunci, de tine. Atunci poate că ești totuși bolnav, Harvard. Oh, spre poate. Sau ceva asemănător. Bună dimineața, domnule constructor. Ai dormit bine, Hilde? Excepțional, ca într-un leagăn. M-am întins în tot patul și m-am lăfăit ca o prințesă. Da, ai și visat, probabil. Bineînțeles, dar un vis urât. Așa. Da, am visat că m-am prăbușit de pe peretele unei stânci foarte înalte și abrupte. Halvard, eu ies în oraș. Da, dar deloc, chiar deloc, nu mă poate suferi soția dumitale. Ce ne face să crezi? N-ai remarcat și dumneata? Alin a devenit îngrozitor de mizantrop în ultimii ani. Ah, și asta? Dar când vei ajunge să o cunoști cu adevărat, e atât de bună, de drăguță. Știi cum se cade în fond. Dumneata l-ai desenat pe toate? Nu, nu. Un tânăr care lucrează la mine și mi-ajută. Unul pe care l-ai format dumneata? Da, probabil că a învățat de la mine câte ceva. Atunci sunt sigură că e foarte capabil. Hilde? Da? Vino în coace. Vreau să-ți arăt ceva. Ce? Vezi? Acolo, departe, în grădină. Da? Peste mormanul acela de pietre. Vrei să spui casa aceea nouă? Da, da, da. Aceea care se construiește, este aproape gata. Dacă nu mă înșel, are un turn foarte înalt. Da, e înconjurată încă de schele. E casa dumitale cea nouă? Da. Casa în care te vei muta, da, dar va fi da, gata? Da. Și în casa aceea sunt odăi pentru copii? Trei, ca și aici. Și nici un copil? Alin, și cu mine am avut copii. Ați avut? Doi băieți, amândoi de vârstă. Gemeni, va să zic. Da. Gemeni, sunt atunci 11-12 ani. Așadar, amândoi gemenii nu-i mai aveți? Nu ne-a fost dat să-i avem decât 3 săptămâni sau nici atât. Oh, Hilde, e pur și simplu de necrezut cât de bine mă simt că ești aici, că ai venit. În sfârșit am și eu cine vorbi. Înseamnă că nu poți face și cu ea. Cât despre asta, nu așa cum aș dori și cum ar trebui și nici... Îți spune că ai nevoie de mine. Numai despre asta era vorba. Da, mai ales în tot cazul ieri, fiindcă azi nu sunt chiar atât de singur. Hai să ne așezăm, Hilde. Hilde, uite aici, casa e priveliștea grădinii în fața ochilor. Vezi? Acolo, sus, unde se zărește casa cea nouă. Da. Acolo am locuit în primii ani, Alin și cu mine. Acolo se afla pe atunci o casă veche care înainte aparținuse mamei ei și pe care noi am moștenit-o odată cu ea și grădina aceea mare. Și casa aceea avea un turn? Nu. Nici urmă de turn, văzută pe din afară, era o hardughie de lemn mare, întunecoasă și urâtă, dar pe dinăuntru
Totuși era destul de plăcută și de confortabilă. Asta zic că ați dărâmat hardughia. Nu, a ars. Toată? Toată. Și asta a însemnat o mare nenorocire pentru dumneata. Depinde cum vrei să iei pe constructorul Solness. Acel incendiu l-a pus pe picioare. Da? Tocmai atunci mi se născuseră cei doi băieți. Ce s-a întâmplat? Spune-mă, a ars cineva odată cu casa? Nu, toți au fost salvați. Atunci? Spaima a zdruncinat-o îngrozitor pe Alin. Flacărele uriașe, zgomotele înfricoșătoare, pe urmă fuga din casă într-o noapte rece ca gheața. Și ea și copiii scoși din casă dezbrăcați, așa cum se aflau. Și copiii n-au rezistat. Ba da, au rezistat destul de bine, dar Alin a făcut febră mare și din cauza febrei laptele ei ține cu tot din adinsul să-i alăpteze ea. Zicea că este datoria ei și amândoi băiețașii noștri au... Trebuie să fi fost îngrozitor de greu pentru dumneavoastră. Destul de greu și pentru mine, dar de 1000 de ori mai greu pentru Alin. Dar de ce? De ce trebuie să se întâmple asemenea nenorociri pe lumea asta? Incendiul m-a ridicat în meseria mea de constructor, vreau să spun. De ce nu porți titlul de arhitect ca și toți ceilalți? N-am studii suficiente pentru acest titlu. Tot ce știu, cea mai mare parte, am descoperit singur. Totuși ai ajuns destul de sus în carieră. Da, am urcat tot mai sus, pornind de pe cenușa incendiului. Am parcelat aproape toată grădina. Am împărțit-o în loturi și am construit acolo, exact așa cum mi-am dorit, vile. Și așa mi s-a netezit drumul. Ești desigur un om foarte norocos. După cum ți-au mers treburile, așa s-ar părea. Numai și numai datorită incendiului am fost capabil să construiesc case pentru oameni, căminuri confortabile, plăcute, luminoase. Toată asta trebuie să însemne pentru dumneata o mare fericire, să poți face pentru oameni asemenea case minunate. Uiți prețul, Hilde, groaznicul preț pe care a trebuit să-l plătesc ca să pot ajunge atât de departe. Crezi că nu vei putea scăpa niciodată de acest gând? Nu. Pentru că spre a ajunge aici, spre a ajunge să clădesc case, cămine pentru ceilalți, a trebuit mai întâi să renunț eu pentru toată viața la propriul meu cămin. Ăsta a fost prețul norocului meu de care se vorbește atât. Norocul nu a fost prea ieftin, Hilde, și tot timpul, fără încetare, zi de zi, trebuie să am grijă să plătesc din nou pentru mine, iar și iar, fără încetare. Te gândești desigur la ea? Da, în primul rând la Alin, fiindcă și Alin a avut vocația ei în viață, tot așa cum o aveam și eu pe a mea. Dar vocația ei a trebuit să fie năbușită, strivită, călcată în picioare, pentru ca a mea să poată să se afirme. Da, află că Alin avea și ea aptitudinile ei pentru construcții. Ea? Pentru construcții? Nu de case, nu de turnuri cu vârfuri ascuțite. Dar atunci ce? Să construiască sufletele copilașilor, Hilde. Să le clădească astfel încât să aibă acel echilibru, acea noblețe care să-i poată înălța spre tot ce este frumos, spre tot ce este armonie, sufletele care să facă din ei oameni întregi, oameni adevărați. Iată care erau marile resurse ale Alinei, vocația ei. Și totul zace acum neutilizat, ca niște mormane de moloz după un incendiu. Da, dar chiar dacă ar fi așa, dumneata n-ai nicio vină.
Da, da, vezi, asta este marea cumplită întrebare. Asta e îndoiala care mă torturează zi și noapte. Scuzați-mă, domnule Solnes. Nu, rămâi. Să aranjăm ce este de aranjat. Dacă s-ar putea... Dar după câte am auzit, nu merge mai bine tatălui dumitale? Tata se apropie de sfârșit. De aceea, vă rog fierbinte, scrieți câteva cuvinte bune pe una dintre foi, să le poată citi tata, acum cât mai e în viață. Te rog, te rog să nu mă învorbești de desenele dumitale. Le-ați văzut? Da, le-am văzut. Și nu sunt bune de nimic? Rămâi la mine, Ragnar. Vei avea tot ce vei voi și te vei putea căsători cu Caia, vei duce o viață fără griji, poate că vei fi chiar fericit, dar renunță la ideea de a construi singur, independent. Pot face într-altfel, Ragnar. Aș putea să-mi iau desenele? Ia-le. Ia-le odată. Sunt pe masă. Mulțumesc. Nu, nu, lăsați-le aici. De ce? Fiindcă vreau și eu să le văd. Cu plăcere. Da. Și acum, Ragnar, du-te numai decât acasă, lângă tatăl dumitale. Da, da. Ragnar, nu trebuie să-mi cer ceea ce nu pot. Auzi, Ragnar? Nu trebuie. Nu, nu. Iertați-mă, iertați-mă. E foarte urât ce ai făcut. Și dumneata spui asta? Da, oribil, groaznic. Câtă cruzime, câtă răutate. Dar nu înțelegi disperarea mea. Prin urmare, acestea sunt desenele pe care tânărul acela... Te rog, te rog, lasă acolo neroziile alea, le știu, le cunosc. Scrie totuși ceva pe ele. Să scriu pentru nimic în lume. Dacă n-ar fi decât pentru că bietul bătrân trage să moară, n-ai putea măcar înainte de cea din urmă despărțire să-i dăruiești o bucurie lui și fiului său? Ar obține poate o comandă pentru construcție cu ajutorul desenelor astea. Da, da, asta e. Dacă Ragnar face un pas înainte, dacă Ragnar reușește să se afirme, mă doboară el pe mine, mă desființează. Așa cum l-am desființat eu pe tatăl său. Te doboară? Te desființează? Așadar e o forță. Da. E un om capabil. Da, te pot asigura că... Este capabil. El e tineretul care stă gata să-mi bată la ușă și cu o singură mișcare să-l dea la o parte pe constructorul Solnes, cu tot ce reprezintă el. Nu, nu spune asta. Vrei să-mi iei viața, luându-mi tocmai ceea ce pentru mine înseamnă mai mult decât viața. Ce înseamnă pentru dumneata mai mult decât viața? Să te văd mare. Să te văd cu coroana în mână, sus, sus de tot. Hai, hai, pune acum mâna pe creion. Scrie-mi câteva cuvinte foarte bune, foarte calde pentru primejdiosul ăsta de Ragnar, sau cum l-o mai fi chemând. Iată și aprecierea mea pe unul din planurile lui Ragnar. O să-i le trimit prin domnișoara voastră. Nu, nu, lasă mie bucuria de-i le da. Cum spuneai că o cheamă? Caia. Caia, vino, te rog. Dar repede. Aici sunt. Uite, Caia, desenele. Acum poți să-i reduci. Domnul constructor a scris câteva aprecieri pe unul dintre ele. Oh, în sfârșit. Dați-le bătrânului cât se poate mai repede. Mă duc îndată acasă la el, da, și da, am da, să-i da. Le dau. Da, du-te. Și astfel Ragnar va putea începe să construiască. Da, îi permiteți să vin aici să vă mulțumesc pentru tot. Nu vreau să primesc niciun fel de mulțumiri. Predă-i asta din partea mea. Odată cu salutările mele. Da, îi voi... Și mai spune-i în același timp că nu mai am nevoie de el. Și nici de dumneata.
Nici de mine? Acum vei avea, desigur, alte lucruri la care să te gândești și de care să te îngrijești. Este și firesc, așa că... Du-te acasă cu desenele astea, cu tot, domnișoară Fosli, și cât mai repede mă auzi, cât mai repede. Da, da, domnule Solnes. Halak. Ah, era aici, Alin. Într-adevăr, îi concediezi? Bine, dar nu era chiar dorința ta. Bine, dar cum te poți lipsi de ea? Da, probabil că ai și găsit pe cineva care să o înlocuiască, Halva. Nu, în niciun caz. Nu asta este menirea mea, să stau în fața unui pupitru și să scriu într-un catastif. Lasă, Alin, găsim noi pe cineva. Acum nu trebuie să te gândești la nimic altceva decât că ne vom muta în casa cea nouă. Și trebuie să ne mutăm cât mai degrabă. În seara asta chiar vom înălța coroana pe casă. Pe casă. Sus de tot, vârful turnului, ce spui de asta, domnișoară Hilde? Va fi extraordinar. Și eu voi fi încântată să vă pot vedea odată înălțându-vă din nou, atât de sus. Pe mine? Domnișoară Vangel, dar cum îți poate trece prin măcar prin minte așa ceva? Soțul meu, el care amețește atât de ușor. Amețește? Dar eu l-am văzut cu ochii mei. L-am văzut urcându-se sus. Sus până în vârful unui turn. Da, am auzit și eu vorbindu-se, dar nu poate fi adevărat. Totuși eu și nu altul, m-am urcat până acolo, sus. Tu? Care nu suporți nici măcar să ieși pe balconul de la celălalt etaj? Poate ți va fi dat să vezi în seara asta că sunt cu totul alt. Nu, nu, nu! Sper să nu-mi fie dat niciodată să văd așa ceva. Îi voi trimite imediat câteva cuvinte doctorului. El te va convinge să renunți. Aline. Fiindcă ești totuși bolnav, Halvard, altfel nu se explică. E adevărat sau nu? Adevărat că suferă de amețeli? Că Halvard Solnes, constructorul meu, nu îndrăznește, nu poate urca atât de sus pe cât de înalt clădește. În curând nu ajunge să cred că niciun ascunziș din mine nu mai poate rămâne în siguranță față de dumneata. Privește afară turnul. Va să zic acolo, sus. Sus de tot. Nu, de-aia, cea mai de sus, din turn. Acolo îi putea locui dumneata, Hilde. Acolo îi putea trăi ca o prințesă. Mi-ai făgăduit doar. Așadar, în seara asta, înălțăm coroana, prințesă Hilde. Deasupra noului dumneavoastră, Cămin. Deasupra casei celei noi, care niciodată nu va fi și pentru mine un cămin. Pasionant! Extraordinar de pasionant! Înfășurată într-un șal gros, doamna Solnes privește de pe verandă printre copacii bătrâni din grădină la schelăria ce înconjoară turnul înalt al noii clădiri. Umbrele ce le aștern razele soarelui ce asfințește împrumută întregului peisaj un abur plin de mistere. Numai apariția Hildei Vangel reușește să o readucă la realitate pe doamna Solnes. V-ați plimbat prin grădină, domnișoară Vangel? Da, da, am dat o mică raită. După câte văd, ați găsit și flori. Ah, da, sunt câte vreți, printre boschete. Nu mai spuneți, mai sunt încă și acum? E adevărat, eu nu ajung până acolo aproape niciodată. Ei, cum se poate? Nu vă refugiați măcar puțin în fiecare zi în grădină? Eu nu mă mai refugiez nicăieri. Acum... nu mai fac. Și nu vă duceți măcar așa, din când în când, să salutați toate minunățile de acolo. Totul mi-a devenit atât de străin. Doamnă Solnes. Da? Îmi dați voie să stau puțin aici, lângă dumneavoastră? Da, cu plăcere, dacă vreți. Aici poți, într-adevăr, să stai și să te încălzești la soare ca o pisică. E drăguț din partea dumneavoastră că vreți să stați lângă mine.
Credeam că vreți să intrați la soțul meu. Ce să caut la el? Să-l ajutați, credeam... A, nu, nu, de altfel nici nu e înăuntru. E afară, cu muncitorii. Dar pare atât de furios încât nici n-am mai avut curajul să-i vorbesc. În fond, e atât de blând și de duios. El? Dumneavoastră nu-l cunoașteți destul de bine, domnișoară Vangel. Da, într-adevăr, trebuie să fie destul de greu. Puteți să mă credeți, mai ales când ești o ființă atât de... imperfectă, cum sunt eu. Și mai ales când omul a trecut prin atâtea greutăți cum ați trecut dumneavoastră. De unde știți? Mi-a spus soțul dumneavoastră. Cu mine vorbește atât de puțin despre lucrurile acestea. Dar, credeți-mă, domnișoară Vangel, am trecut prin mult prea multe în viața mea. Ei, v-a să zic că doamna stă afară. Vrea să răcească? Doctore Herdal, mi se pare atât de plăcut și de cald astăzi. Bine, să zicem. Dar s-a întâmplat ceva? Am primit un bilet din partea dumneavoastră. Da, ceva despre care trebuie să vorbesc cu dumneata. Bine, să intrăm în casă atunci. Poate... Ei, și aș tot înținută de alpinistă, dumneavoastră, Vangel. Da, echipamentul complet. Numai că astăzi nu voi urca până sus ca să-mi frâng acolo gâtul. Noi doi vom sta frumușel jos, doctore, și vom privi totul de aici. Ce o să privim? Pentru numele lui Dumnezeu, uite-l că sosește. Încercați mai bine să-i scoateți din minte ideea asta și hai să fim prietene, domnișoară Vangel. Nu vrei? Numai de-am putea. Așa, fii bună. Iată-l că vine. Doctore, doctore, trebuie să-ți vorbesc. Despre ce? Da, desigur, desigur, despre el. Hai să intrăm. Ai observat, de îndată ce vin, ea pleacă. Am observat că de îndată ce apari, o faci să plece. Se poate, dar nu mai pot schimba nimic. Suferi chiar atât de mult că fuge de dumneata? Într-o anumită măsură, este chiar o ușurare pentru mine. Să nu ai mereu în fața ochilor. Da. Iar stai ca o stană. Așa stătei și aseară, ca o stană. Vreau să plec. Să pleci? Da. Nu să voi. Ce să mai caut acum aici? E destul să fii aici, Hilde. N-ar fi rău, dar n-am ști unde să ne oprim. Cu atât mai bine. Nu pot face rău unui om pe care îl cunosc. Pot să iau ceva care îi aparține. Cine-ți cere să faci care îi aparține asta? Unui străin, da, asta e cu totul altceva. Cuiva pe care nu l-am văzut niciodată în viața mea. Dar nu unuia de care m-am apropiat, nu. Nu. Dar nici n-am spus asta. Domnule constructor, știi desigur foarte bine cum ar decurge totul, de aceea și plec. Și eu... Eu ce voi deveni când nu vei mai fi aici? Pentru ce voi trăi de acum înainte? Nu, pentru dumneata nu-i nicio problemă. În niciun caz. Ai doar îndatoriri față de ea. Trăiește pentru aceste îndatoriri. Prea târziu. Oh, mi se pare atât de stupid. Atât de stupid totul. Care totul? Că omul nu îndrăznește să-și ia cu propriile lui mâini propria lui fericire, să-și o ia și să o țină zdravă pentru propria lui viață. Știu, acum știu ce vei începe să construiești foarte curând. Da, atunci știi mai multe decât mine, Hilde. Oh, domnule constructor, ești atât de prost. Și care va fi viitoarea mea construcție? Castelul! Castelul? Ce fel de castel? Castelul meu, bineînțeles. Nu te-ai închipuit că despre el e vorba? Și cum te-ai gândit să arate castelul, Hilde? Castelul meu trebuie să fie așezat undeva sus de tot. Foarte sus trebuie să se afle. Și îți va plăcea în adevăr să stai atât de amețitor de sus? Acolo, acolo sus vreau să stau. Și dumneata ar trebui să vii acolo și să privești. Dar după aceea nu va mai construi nimic, niciodată, bietul constructor. Ba da, o vom face împreună, amândoi. Și vom construi lucrul cel mai minunat din lume. Minunea minunilor din lumea întreagă. Care este lucrul acela minunat?
minunea minunilor din lumea întreagă, pe care noi doi îl vom construi. Un castel înalt, un castel al visurilor. Un castel al visurilor. Da. Știi ce este un asemenea castel? Cel mai minunat lucru din lume, așa spuneai. Un castel al visurilor este un loc în care te poți adăposti cu ușurință. Începând de mâine, vom construi împreună, Hilde, un castel al visurilor, cu un zid de temelie adevărat. Privește, privește, tânărul acela aduce și coroana. O să fie nemaipomenit de frumos. Da, domnule Tavi, cu coroana Ragnar. Îi făgăduisem șefului de șantier. Ah, deci merge mai bine tatălui dumitale. Nu. Nu l-am înviorat ceea ce am scris eu? A fost prea târziu. Prea târziu? Când a venit caia cu desenele, nu mai era conștient. Suferise un atac. Atunci întoarce-te acasă lângă el. Du-te de vezi de tatăl dumitale. Nu mai are nevoie de mine. Dar dumneata, nu simți nevoia să stai lângă el? Este ea acolo. Caia? Caia, firește. Da. Du-te acasă. Ragnar, rămâi lângă el și lângă ea. Dă-mi coroana. Nu cumva vreți chiar dumneavoastră personal să... În orice caz, eu o voi duce acolo. Așa că du-te acasă. Nu mai am nevoie de dumneata azi. Știu că nu vă mai sunt necesar de acum înainte, dar azi rămân. Sfârșit. Că ții cu tot din atinsul. Rămâi. Domnule constructor! Da? De aici vă voi privi. Pe mine? Va fi extraordinar de pasionant. Da, despre asta vom vorbi mai târziu, Hilde. Mi se pare că ai fi putut spune măcar câteva cuvinte de mulțumire. Eu să-i mulțumesc? Să-i mulțumesc eu lui? Bineînțeles, ar trebui să o faci. Mai degrabă dumneavoastră ar trebui să vă mulțumesc. Cum poți spune una ca asta? Aveți grijă de dumneavoastră, domnișoară, fiindcă dumneavoastră încă nu-l cunoașteți bine. Eu îl cunosc cel mai bine. Să-i mulțumesc pentru că m-a ținut sub călcâiul lui ani de zile. Să-i mulțumesc pentru că a făcut tot ce a stat în putință ca tatăl meu să ajungă să se îndoiască de mine. Ca eu însumi să mă îndoiesc de mine. Și totul mai pentru ea. Pentru ea? Pentru ca să o poată păstra aici, lângă el. Domnișoara de la birou, Caia? Da. Nu-i adevărat. Minți! Minți! Nici eu n-am vrut să o cred până azi, când ea singură mi-a mărturisit. Și ce-a spus? Vreau să știu acum. Acum, imediat. Că a pus stăpânire pe toate gândurile ei, pe tot ceea ce este ea. Spune că nu va mai putea niciodată să se smulgă de lângă el. Vrea să fie oriunde se află el. Nu îi se va îngădui. Cine nu-i va îngădui? Nici el. Fără îndoială că nu. Acum pricep totul atât de bine. De aici înainte ar deveni o povară. Dacă poți spune una ca asta, înseamnă că nu înțelegi nimic. Dar nu, eu îți voi spune de ce voia să țin aici. De ce? Pentru a te putea păstra pe dumneata. V-a spus el asta? Nu, dar așa este. Trebuie să fie așa. Vreau să fie așa. Da. Trebuie să-și fi dat de mult seama că sunt și eu bun la ceva. De-al minter, vedeți dumneavoastră, este sigur fricos. Și nu numai dintr-un anumit punct de vedere. E fricos? Caut să-mi bagi în cap fel de... Da! Într-un fel este frică. Lui, marelui constructor. Să-și construiască fericirea vieții răpindu-le altora fericirea vieții. Așa cum a făcut-o cu tata și cu mine. De asta nu e frică. Dar să te urci pe o beată schelă, vedeți asta? Pentru nimic în lume n-ar face-o. Dacă l-ai fi văzut așa cum l-am văzut eu odată, suind sus de tot, amețitor de sus. L-ați văzut dumneavoastră? Da, crede-mă, l-am văzut. Mândru, liber, stătea și pe morișca de vânt a turnului a cățat coroana. Știu, a avut curajul să o fac o singură dată în viață. O singură dată. Azi o va face din nou. Să o credeți dumneavoastră. Vom vedea. Dar nici eu și nici dumneavoastră nu-l vom mai vedea acolo sus. Niciodată. Eu vreau să-l văd. Vreau și trebuie să-l văd. Dar el nu va face. Sigur nu îndrăznește. E cam multă slăbiciune în acest mare și puternic constructor, care
totuși suferă de amețeli. Nu e aici? Unde s-a dus? Domnul constructor este acolo, cu muncitorii. A plecat cu coroana. Cu coroana? Oh, Doamne, Doamne, Ragnar, trebuie să te duci după el, la el. Ai grijă, nu cumva să se urce tocmai el pe schelă. Să-i spun că vrei să-i vorbiți? Da, da, dragul meu, spune-i așa. Nu-i spune că eu vreau. Spune mai bine că este cineva aici și că ar fi bine să vie numai decât. Așa voi face. O, domnișoară Wangel, nu-ți poți închipui cât mă tem pentru el. A, bine, dar trebuie să intrați în casă, doamnă. E frig, s-ar putea să răciți. Nu, nu, domnule doctor, vreau să rămân aici să-l aștept pe Halvard. Îl puteți aștepta tot atât de bine și în casă. Da? Te rog, dragă domnișoară Wangel, fă tot ce poți și reține. N-ar fi mai potrivit să o faceți chiar dumneavoastră. Ba da, Doamne Dumnezeule, ar fi datoria mea. Iată-l că vine. Și tocmai acum trebuie să intru în casă. Nu-i spuneți că sunt aici. Bineînțeles că nu. O să găsesc eu un alt subiect de conversație cu domnul constructor. Și ține-l de vorbă. Cred că nimeni nu poate face atât de bine ca dumneata. Mi s-a spus că mă așteaptă cineva aici. Cineva care vrea să-mi vorbească. Da, domnule constructor, eu. Dumneata erai Hilde. Mi-era frică să nu fie Alinor, doctorul. Se pare că sunteți în general un om stăpânit de frică, domnule constructor Solnes. Serios? Crezi asta? Mă tem că vei ameți încă înainte de a ajunge la jumătatea drumului. Nu, dacă voi merge mână în mână cu dumneata, Hilde. Numai cu mine? Nu vor mai fi și alții care să ne urmeze? Și care ar fi acei alții? De exemplu, Caia. Nu, nu-ți răspund la o întrebare ca asta. Trebuie să ai în mine încredere totală, în totul și în toate. Timp de 10 ani am crezut de plin în dumneata și nimic nu mi-ar fi putut clinti această încredere de plină, totală. Trebuie să continui să crezi în mine. Da, da, dacă te voi vedea din nou sus, sus de tot. Singur și liber. Oh, Hilde, la o faptă ca asta, nu te încumeți în fiecare zi. Da, vreau eu, numai o singură dată, pentru ultima dată. Și dacă voi încerca-o, Hilde, vreau să construiesc numai ce socotesc că este mai frumos din tot ce poate fi pe lume. Da, da. Și voi construi împreună cu o prințesă. Pe care... Da, spune asta. Da, și voi mai spune. Acum voi coborî și o voi cuprinde în brațe și o voi săruta. De multe ori, spune. De multe ori o să-i spun. Și apoi? Voi flutura în vânt pălăria. Voi coborî pe pământ și voi face așa cum am spus. Acum te văd din nou ca atunci când plutea cântecul în văzduh. Cum m-ai izbutit să fii ceea ce ești, Hilde? Cum m-ai făcut să devin așa cum sunt? Prințesa își va avea castelul ei. Constructorul meu, castelul meu minunat, castelul nostru. Un zid de temelie. Halvard, va fi și muzică? Da. Da, cântă fanfara muncitorilor. Da? Și Vol de Santier spune că e gata să se urce cu coroana. Bine, mă duc și eu acolo. Dar ce vrei să faci acolo, Halvard? Ce vreau să fac? Vreau să fiu în mijlocul lor. Dar vei rămâne jos, Halvard. Nu te vei urca. Și te rog, vorbește-mi apărat cu omul care se va urca sus pe schelă. Spune-i să fie cu mare atenție. Promite-mi ca să-i spui, Halvard. Vedeți că am avut dreptate. Nici nu se mai gândește la nebunia aceea. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. În două rânduri s-a întâmplat să cadă omul care s-a suit sus până sus să pună coroană. Și amândoi au murit pe loc. Vă mulțumesc, domnișoară Wangel, că v-ați priceput atât de bine să-l faceți să renunțe. Eu n-aș fi putut avea niciodată atâta influență asupra lui. Da, da, domnișoară Wangel, vă pricepeți foarte bine să țineți din scurt pe cineva atunci când vreți cu adevărat. Priviți, șeful șantierului urcă scările.
și duce coroană. Numai să fie prudent. Dar nu-i șeful șantierului. El însuși constructorul. Da, el este Halvard. O, Doamne Dumnezeule, Halvard, Halvard! Nu strigați! Nu, vreau să mă duc după el, să-l conving să se coboare îndată. Stați așa, ne mișcați cu toții, să nu miște nimeni niciun zgomot. Urcă și tot urcă, tot mai sus, priviți-l! Acum va fi nevoie să se întoarcă din drum, altfel nu-i chi. Urcă și tot urcă, în curând va fi sus, în vârful turnului. Sfârșesc de frică, nu mai pot suporta să privesc. Nu mai priviți, nu vă mai uitați la el. Acum se află pe scândura cea mai de sus, sus de tot. Șt, nimeni să nu se miște. În sfârșit, acum îl văd din nou, mare și liber. Dar asta este ceva... Așa l-am văzut înaintea ochilor, în toți acești 10 ani. Cât de sigur de sine stă acolo sus, teribil de pasionant să-l privești. Acum atârnă coroana în vârful turnului. E de necrezut. Mi se părea cu totul imposibil. Dar chiar și este imposibil ceea ce face el acum. Spuneți, nu mai zăriți pe încă cineva acolo sus, alături de el? Nu-i nimeni, e singur. Și nici cântecul acela care plutește în văzduh, nu-l auziți? Trebuie să fie vântul care mișcă vârfurile copacilor. Eu aud cântecul, un cântec puternic. Priviți! Acum vântură pălăria! Salută! Răspundeți la salut! Pentru că acum și-a îndeplinit menirea. Ura! Constructori Solne! Isprăviți! Isprăviți! Cade! Cade! Constructorul meu! A murit pe loc! Acum nu-l voi mai vedea. Acolo. Sus. Îngrozitor. Totuși n-a izbutit. N-a fost capabil. Dar acolo. Sus. Sus de tot. În vârful turnului. Acolo tot a ajuns. Și-am auzit harfele în văzduh. Constructorul meu, al meu! Ați ascultat Constructorul Solnes, de Henrik Ibsen. Traducere de Sidonia Drăgușanu și Maria Alice Botez. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov. Distribuția a fost următoarea. Constructorul Solnes, Emil Bota, artist emerit. Doamna Solnes, Beate Fredanov, artistă emerită. Doctorul Herdal, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Knut Brovik, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Ragnar Brovik, Emil Mureșan. Kaya Fosli, Julieta Sönyi. Domnișoara Hilde Wangel, Valeria Seciu. Crainicul Emilian Belcin. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Moni Gelerter, maestru emerit al artei.